Bună tuturor, sunt Florina, studentă în anul 3 la Facultatea de Inginerie Electrică și astăzi vreau să spun câteva cuvinte despre motivele pentru care ar trebui să alegeți această facultate. Inginerie electrică sună a fi un domeniu foarte vast, foarte complex și într-adevăr este, pentru că putem spune că este domeniul fondator pentru celelalte domenii care se găsesc în momentul de față pe piață. Dar poate pentru unii dintre voi asta nu este un subiect neapărat de interes, ci vreți să știți ceva mai în detaliu despre viața de student în sine, pentru că foarte multe rezoluții vin pe parcurs odată ce trăiți această experiență. Ce pot să vă spun eu după 3 ani de facultate este ca să aveți posibilitatea ca pe lângă acest domeniu să îl dezvoltați în plan profesional, să o faceți mai ales în plan personal, pentru că aveți oportunități infinite de dezvoltare, începând de la proiecte în cadrul facultății, în cadrul universității, organizații studențești și nu numai. Vă doresc foarte mult spor și să alegeți ceea ce este cel mai bine pentru voi, neapărat să vă informați și să nu lăsați vocile din jurul vostru să vă afecteze deciziile. Salut, numele meu este Paul Iudian, sunt absolvent al Facultății de Inginerie Electrică și în prezent ocup funcția de director tehnic în cadrul unei companii ce se ocupă cu sisteme de automatizare și control. Dacă ar fi să-ți recomand de ce să alegi inginerie electrică, aș alege 3 motive. În primul rând, pentru că îți vei pune bazele noțiunilor tehnice necesare pentru a face față provocărilor ingineriești specifice secolului 21. Mai apoi, datorită colaborărilor pe care facultatea le are cu mari firme din domeniu, poți să-ți dezvolți abilitățile practice prin stagii de internship sau practică în cadrul acestei companii. Un ultim motiv, bonus, ar fi relațiile personale care le vei dezvolta fie cu cadrele didactice, ce îți vor pune amprenta într-un mod pozitiv în dezvoltarea ta profesională, cât și cu colegi cu care poți dezvolta ulterior relații de colaborare profesionale și cu unii dintre ei chiar și relații de prietenie. Succes!